Pentru dezvoltarea balneologiei, știința care se ocupă cu descoperirea, studiul complex și aplicarea în practica medicală a factorilor natural-terapeutici într-o stațiune, sunt esențiale două grupe de resurse, una naturală și cealaltă umană. Stațiunea Ogna Shugatak dispune de ambele. Lucru bun, e un lucru excepțional faptul că nu există această problemă, o problemă majoră, pentru că pentru balneologie sunt doi mari piloni, pe de o parte resursa și pe de o parte resursa umană. Poți să ai orice, cât de bună resursă, o resursă terapeutică ai avea, dacă nu ai persoana care să pună în aplicare utilizarea ei și să o valorifice, practic degeaba e resursa naturală terapeutică și invers. De poți să ai cei mai buni oameni, dacă nu ai resursa terapeutică, nu ai cu ce să lucrezi și atunci se lipsește celălalt pilon. Sunt doi piloni importanți pentru balneologie. Și mă bucur că ambii sunt bine acoperiți și resursa terapeutică există și are valoare terapeutică excepțională și resursa umană vine în completare și utilizează foarte eficient această resursă. Mă bucur. Deși Ogna Shugatak a intrat abia de anul trecut în rândul stațiunilor balneoclimaterice din țară, aceasta dispune de o bază de tratament cu rezultate foarte bune încă din anii 70. Hotelul și baza funcționează din 1974 cu foarte bune rezultate în ceea ce privește afecțiunile reumatismale, neurologice, de fapt cred ginecologice. De-a lungul timpului ne-am străduit, am făcut diferite investiții, atât în baza de tratament, cât și în spațiile de cazare și alimentație publică. În general, turiștii care vin sunt mulțumiți, foarte mulțumiți cu privire la rezultatele obținute în urma tratamentului efectuat și revin an de an. Funcționăm, este adevărat, funcționăm mai mult în baza contractelor cu casa de pensii, dar sunt și foarte mulți turiști în perioada de vară care vin pe cont propriu sau prin agenții de turism. Tratarea afecțiunilor se face de către personal specializat atât pentru cei cazați la hotel, cât și pentru cei din localitățile din împrejurim. Lucrăm cu personal specialist, deci asta e foarte important. Aparatura este de ultimă generație, deci undeva noi suntem chiar foarte, foarte mulțumiți de cum decurg tratamentele. Oamenii sunt la fel mulțumiți, dacă avem pacienți care revin la 35-40 de ani în fiecare an, este ceva, o carte de vizită destul de bună. Apa este extraordinară, mai ales pentru tratamentele reumatismale. Avem foarte multe rezultate și pe zona ginecologiei. Avem foarte mulți copii în urma tratamentelor făcute. Vin cu sterilități primare, după care avem rezultate, suntem bunici, avem cu ce să ne mândrim. Așa. Medic, avem specialist, deci asta e un lucru care cred că acolo în ierarhia aia o să creștem un pic și noi baza de tratament. Unul dintre criteriile pe care Ogna Shugatak trebuie să le bifeze în vederea înaintării în clasamentul stațiunilor balneare realizat anual de Asociația Română de Balneologie este cel al resurselor umane. Spre deosebire de alte stațiuni din țară, Ogna Shugatak pare să fie într-o poziție avantajoasă. Foarte multe stațiuni pe unde am trecut am constatat că o mare problemă este cea a resursei umane. Sunt, de exemplu, la Covasna, la Băile Tușna, se plâng și chiar și la Băile Covora, că m-am stat mai mult fiind congresul din anul ăsta acolo, se plâng de lipsa de resursă umană. Mă bucur să aud că există și o stațiune în care asta nu este o problemă și că resursa umană este bine acoperită cu medici, cu persoane calificate de specialitate, cu medici primari și de recuperare medicală. Mă bucur. Ogna Shugatak a fost invitată să participe la congresul organizat anul viitor la Cluj de către Asociația Română de Balneologie, unde se va discuta și despre atingerea standardelor de dezvoltare impuse.